Și problema asta comună, care aparține tuturor și nu scutește pe nimeni, este împărțită complet democratic tuturor, este problema păcatului. Cine a făcut asta? E, o greșeluță, domnule, am alunecat. Știți, frate, na, ne pare rău, am alunecat. Păi dacă am văzut că păcatul te omoară, fizic, biologic, te chinuie, dacă am văzut că te torturează, care e vremea potrivită? Tu când ai vrea să sfârșești o tortură? Cum poți să te consideri creștin fără să fii bucuros? Citim cuvântul Domnului. Psalmul 32, un psalm al lui David, o cântare. Ferice de cel cu fără de legea iertată, de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Oprire. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. Oprire. De aceea orice om evlavios să se roage ție la vreme potrivită și chiar de s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l voi atinge deloc. Tu ești ocrotirea mea, tu mă scoți din necaz, tu mă înconjori cu cântări de izbăvire. Oprire. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Nu fiți ca un cal sau ca un catâr fără pricepere pe care sunești cu un fru și o zăbală cu care îi legi ca să nu se apropie de tine. De multe durere are parte cel rău, dar cel ce se încrede în Domnul este înconjurat cu îndurarea lui. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și veseliți-vă. Scoateți strigăte de bucurie toți cei cu inima fără prihană. Amin, cuvântul Domnului. Dați-mi voie să vă conduc într-o rugăciune. Doamne, te rugăm să binecuvântezi acest cuvânt. Este atât de clar, n-are nevoie de explicații omenești prea multe și te rugăm, ajută-ne ca în explicațiile noastre, în meditațiile noastre, în cugetele inimilor noastre, să nu stricăm cuvântul Tău. Te rog să-i binecuvintezi și pe cel ce vorbește și pe cel ce ascultă deopotrivă. Ajută-ne cu toții să învățăm. Doamne, unii dintre noi am auzit de atât de multe ori cuvântul, dar nu l-am ascultat cu fapta. Ajută-ne, te rugăm, să ascultăm în așa fel tot ceea ce ne înveți, ca nu cumva în ziua veșniciei acest cuvânt să fie luat drept martor împotriva noastră. Te rugăm să-i binecuvintezi pe cei care sunt de multă vreme pe calea Domnului și te urmează, dar probabil au descurajat. Te rugăm să aduci încurajare. Pentru cel care trebuie mustrat, să aduci mustrare. Pentru cel care nu te cunoaște, să te descoperi în cunoaștere. Și pentru cel care nu înțelege cuvântul, te rugăm să dai Duhul Tău cel Sfânt, care poate deschide minți și care poate să despice inimi și poate semăna sămânța cuvântului acolo. Amin. Amin. Vă rog să luați loc. Aș dori să vă mulțumesc pentru invitația de a fi din nou împreună cu dumneavoastră și am primit cu mare emoție din partea fratelui Nelu invitația de a fi împreună cu dumneavoastră, ca unul care știu că aveți predicatori dăruiți de Dumnezeu și aveți învățătură destulă, nu trebuie să vină cineva din altă parte. De aceea, săptămâna aceasta am fost oarecum în emoții și pe drum încoace am rugat ca Domnul să-mi lipească cel mai potrivit cuvânt pentru dumneavoastră. Și vreau să vă fac o mărturisire acum, probabil unii dintre colegii mei vor fi neplăcut impresionați de mărturisirea mea. Să știți că și noi, predicatori, avem predici preferate. Predici pe care le predicăm de mai multe ori și în mai multe locuri. Așa că s-ar putea ca ceea ce vă spun în continuare, pentru unii dintre dumneavoastră, să fie a doua sau a treia oară. Mie nu mi-este greu să repet și dumneavoastră vă este de folos. Dar sunt cuvinte care ne rămân la inimă și Psalmul 32 este un psalm care mi s-a lipit de inimă încă din tinerețe și încă din tinerețe am tot predicat din el, dar acum parcă îl privesc dintr-o altă perspectivă. Acum, după ce suntem la numărul 2 ca bunici, parcă avem nu numai perspectiva milei și harului Dumnezeu, ci avem și retrospectiva. Le spun tinerilor mei studenți, eu am fost unde sunteți voi
acum, voi veți fi unde sunt eu acum. Dar eu am un avantaj, o diferență de potențial epistemic față de voi, știu ce vă așteaptă și știu cum este drumul până aici. La un moment dat eram într-o misiune cu un frate care este dirijor de cor și spune, frate, dar predica asta ați mai ținut-o. Păi și tu cântarea asta n-ai mai cântat-o în altă parte. Așa că dați-mi voie să interpretez din nou aceeași partitură. Dragii mei, am citit cu indicațiile de lectură acest psalm pentru că sunt importante. Indicațiile de lectură marchează câte un punct de turnură. Este ca atunci când mergi la teatru și se sucește scena și apare o nouă scenografie. Este ca atunci când privești într-un pahar și, cum spunea fratele Vurbranț, ar putea face predici numai din opririle din psalm. Când este un pahar în care este ceva sediment și este tulbure și trebuie să te odihnești, trebuie să-l lași, să se odihnească paharul și să sedimenteze toate impuritățile acelea și apoi să privești clar. Când marchează câte o oprire din aceasta, noi trebuie să stăm, să medităm puțin la ceea ce se întâmplă, pentru că ceea ce urmează este o schimbare fundamentală și asta ne ajută la interpretarea textului. Antepenultima dată când am fost la dumneavoastră, am vorbit din psalmul 51, psalm de pocăință a lui David. Este incompletă perspectiva fără acest psalm 52. Mie mi se pare că cei doi psalmi trebuie neapărat aduși împreună ca să avem întreaga perspectivă a pocăinței lui David. Este o cântare, deci se cântă și cântarea aceasta este o cântare care probabil a fost cântată și în public. Vedeți, avem de-a face cu un om care a ajuns în vârful carierei lui, David, al doilea împărat al lui Israel, bun strateg, talentat, a turnat Dumnezeu atâtea daruri în el, general, conducător de oști, viteaz și în același timp foarte sensibil, poet. Și la un moment dat notează cronicarul, pe vremea când împărații mergeau la război, David a zis că în dreptul lui este destul, că el a ajuns la plafonul carierei și n-ar mai avea rost să facă ce fac toți împărații și așa cum arată geab de script și nu împăraților, trebuie să meargă la război, să-și mențină granițele, să lărgească granițele și într-o după-amiază spre seară, când plictisul este maxim, a început să se uite pe Facebook-ul din vremea lui, adică pe fereastră. Și a început să survoleze împărăția și s-a uitat mai de aproape și s-a uitat mai insistent peste un balcon. Acolo a văzut o femeie care i-a plăcut foarte mult și pentru că era împărat și pentru că s-a obișnuit cu un anumit stil de viață și pentru că s-a obișnuit să pocnească din degete și să-i vină servitorii, spune, să rămână excelența voastră, ce doriți? Așa a făcut și acum, așa a chemat gărzile, a spus, băieți, veniți încoace, ordonați împărat, am nevoie de ceva. Da, o harpă nouă, o aducem să trăiți. Sulurile vechi, să cântați alți psalmi? Vă deranjăm cumva, au făcut băieții glume pe hol și s-a făcut zgomot, vă rugăm să ne scuzați, că dumneavoastră de obicei știm că la ora asta vă închinați, Domnului compuneți psalmi, aveți o relație specială dumneavoastră cu Dumnezeu, așa sunteți foarte aproape, așa că ne scuzați, vă rugăm în etaj. Nu, veniți mai încolo. Știți ce? Mergeți la casa lui Urie, o luați pe nevasta lui, o aduceți în mine în audiență. Dacă dumneavoastră spuneți de ce nu, așa că au adus-o, știți cei care citiți Scripturile ce s-a întâmplat? Și apoi a trecut oarece timp în care David a încercat să-și acopere faptele. Mai întâi a trimis-o pe Batseba să se spele. O baie n-a rezolvat problema. A rezultat un copil, a încercat în mai multe, nu intru în detalii, acum sunt și copii de față, a încercat în mai multe feluri, l-a chemat pe Urie, a încercat să aranjeze el lucrurile, să aranjeze în așa fel încât lumea să creadă că nu-i aparține copilul. N-a reușit, în sfârșit, toată lumea în Ierusalim își dădea ghion. Când trecea împăratul, să trăiți excelența voastră, după ce trecea împăratul, ai auzit ce a făcut? Un nemernic, un ticălos, numai un nebun ca și mei a îndrăznit să deschidă gura când împăratul și-a pierdut tronul și să-l blesteme fățiș pe împărat. Deci avem de-a face cu un curvar și un criminal în această ordine. Și totuși Scriptura notează ceva extraordinar despre acest curvar și criminal.
este un om după inima lui Dumnezeu. Cum s-a petrecut această schimbare? Ce a generat această metamorfoză? Cum de a ajuns David în așa de mare cădere să ajungă etichetat așa și să avem de cântat psalmii lui de pocăință? Dragii mei, în seara aceasta aș vrea să ne uităm la ce a făcut David cu păcatul lui. Și aș vrea să ne punem câteva întrebări. Ce am mai putea face cu păcatul nostru? Ce facem noi în mod natural cu păcatul? Ce ar trebui să facem cu păcatul? Ce ne face păcatul nouă? Ce face Dumnezeu cu noi după ce am făcut ce trebuie cu păcatul? Și apoi care sunt consecințele restaurării? Ce facem noi în mod natural cu păcatul? Ce facem în mod natural cu păcatul? Mai întâi, ce-i păcatul? Sunt două perspective din care putem privi păcatul. Cred că cei care numai cei care n-ați crescut copii, credeți că copiii sunt buni. Scriptura ne spune, în păcat m-a zămislit mama mea. Nebunia este lipită de inima copilului. Toți ne naștem cu această stare de păcat. Noi nu suntem păcătoși pentru că păcătuim. Noi păcătuim pentru că suntem păcătoși. Ne naștem în păcat, ne naștem strâmbi. Păcat, din punct de vedere biblic, este, și limbajul care este folosit mai ales în Noul Testament pentru păcat, este strâmb, când trebuie să fie drept. Denivelat, când trebuie să fie neted. Cărare ratată, când trebuie să calci pe cărare. Șchiopătare, când trebuie să mergi drept. Adică tot ce este ratat, tot ce este cum nu ar trebui să fie. Vedeți, unul din basmele românești se numește tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Asta ar trebui să fim noi. Și totuși, gândiți-vă la tragedia omenească. Rata de mortalitate în această sală este de 100%, pentru că plata păcatului este moartea. Dacă toți de aici vom muri, înseamnă că toți avem o mare, mare problemă. Toți suntem diferiți. Suntem aici de vârste diferite, de profesii diferite, coeficiente de inteligență diferite, culturi diferite, suntem cu istorii diferite, cu predispoziții diferite, unii sunt cu predispoziții de îngrășare, alții de slăbire, alții de chelie, alții de tot felul, alții au diabet, dar toți avem o problemă comună. Și problema asta comună, care aparține tuturor și nu scutește pe nimeni, este împărțită complet democratic tuturor, este problema păcatului. Ne naștem în păcat. Și de asta ceea ce se întâmplă cu ființa umană este că ne naștem fără dinți, fără păr și în pampersi și 90 și ceva de ani mai târziu sfârșim fără dinți, fără păr și tot în pampersi. Ce tragic este ca numai 3 ani de zile din viața unui copil este procesul acela minunat de neurogeneză în care creierul copilului se dezvoltă exploziv. Un copil până la 3 ani poate învăța 8 cuvinte pe zi. Și poate vorbi, dacă până la 3 ani ai învățat o altă limbă străină, dacă, de exemplu, vorbești română și celălalt părinte vorbește maghiară sau engleză, franceză, dacă ai învățat asta înainte de 3 ani, rămâi bilingv perfect, adică fără accent. După 3 ani de zile nu se mai poate, pentru că procesul de neurogeneză, așa cum s-a crezut, încetează, dar de fapt se încetinește pentru tot parcursul vieții. Creierul nostru are capacitatea de neuroplastie, adică facem conexiuni noi. Dar de fapt și în timp ce eu vorbesc și în timp ce dumneavoastră ascultați, noi murim. Și eu și dumneavoastră. Permanent până la moarte. Nu vi se pare nedrept? Nu vi se pare scandalos? O ființă atât de minunată, cu atâta informație în ADN-ul nostru, nu vi se pare nedrept și strigător la cer? Ce ființă divină, dacă exista o asemenea Dumnezeu, face o asemenea nedreptate, să nască un copil perfect și atât de drăgălaș și până la vârsta de 3 ani se dezvoltă așa de frumos și sunt așa de dulci. Și după aia, încet, încet, începe să moară. Și de fapt, fiecare copil care se naște este condamnat la moarte. De ce? Pentru că aveam această stare. Și vedeți, dragii mei, păcatele pe care le facem și păcatul pe care l-a făcut David. Și în Psalmul 51 spune, în păcat m-a zămislit mama mea, păcatele pe care le facem, adică păcatele faptice, sunt ca firul acela de care tragem și scoatem tot mai multă mizerie. De fapt, ne ducem către starea noastră. Și ceea ce vrea Dumnezeu cu noi este nu să îndrepte, să repare, ca tinichigiul care, unde aveți? Aveți așa un mic, ala, punem niște chit. Aveți o zgrăbunță aici, nu-i nimic, lasă să punem niște machiaj, niște fond de ten. Nu asta face Dumnezeu. Dumnezeu vrea să restaureze, să reformeze total.
noi vorbim despre naștere din nou și ceea ce vrea Dumnezeu cu noi nu este doar să ne ierte dosarul, doar să ne șteargă faptele, ci să reînnoiască întreaga noastră ființă. Așa cum am învățat din Psalmul 51, Dumnezeu lipește cu aur vasul nostru și restaurează complet ca cel care ne-a făcut mai întâi, el ne reface. Dar să vedem procesul de pocăință al lui David aici. Prima întrebare, ce facem noi în mod natural cu păcatul nostru? Îl ascundem, îl acoperim. Vedeți, Scriptura nu spune ferice de cel fără de păcat, pentru că nu există nimeni fără păcat. Spune ferice de cel cu păcatul acoperit. De ce? Pentru că fiecare dintre noi are conștiință, fiecare dintre noi are acel eu lăuntric care spune nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine. Noi avem copii căsătoriți, după cum știți din celelalte întâlnirile noastre, și Dumnezeu ne-a cadorisit la bătrânețe, spunem noi, la 46 de ani, soția l-a născut pe Noah și fiind atât de în vârstă, suntem așa între bunici și părinți. Nici părinți, nici bunici. Copiii ceilalți ne reproșează, cu ăsta sunteți mult mai îngăduitori, aveți? Zic, poate sunt și eu mai înțelept, cine știe, poate într-adevăr suntem mai prinși de slăbiciuni, dar fiind cu mai mult timp pentru copil și fiind singurul copil acum la bătrânețe, am avut timp să observăm mai mult toate fazele lui dezvoltare și realmente am început să-mi notez, să văd, dom'le, când va fi prima minciună? Când o să vin? Și a avut loc evenimentul. Era, cred că pe la, înainte de un an, copilul de-abia începuse să meargă, să clătina așa copiii care de-abia își capătă echilibru, nu învățase încă să vorbească, ne spunea pe nume, așa, în felul lui, alintându-ne, și l-a scăpat soția mea fără pampers prin casă. Și fiind așa liber, a făcut ceva pe covor. Și s-a dus Natalia la el și a întrebat, Noah, cine a făcut aici? Fără să clipească, fără nicio grimasă, cu siguranță totală pe sine, a arătat cu degetul spre sorsa de 24 de ani și a spus, Nini. Prima minciună oficială. În momentul acela, Dumnezeu în sfințenia lui ar fi trebuit să desfacă tavanul blocului și cu fulgerul lui să-l cauterizeze pe loc. De ce? Pentru plata păcatului este moartea. Dacă Noah este încă în viață, este că Dumnezeu îi dă timp de pocăință și are har cu el. Harul, cum am văzut în penultima noastră întâlnire, este să primești tot binele pe care nu-l meriți și să nu primești răul pe care l-ai merita. Dar vedeți la copil, care este primul reflex? Ca la Adam. Cine-i devin Adam? De fapt, Doamne, dacă mă gândesc bine, nu Eva, că a început să-mi placă de ea, de când suntem împreună. De fapt, dacă mă gândesc bine, mata ești de vină. Nevasta pe care mi-ai dat-o, tu. Tu, Doamne, ai făcut prunile ca să facem țuică din ele, în fond, nu? Tu ești vinovat de toate lucrurile frumoase care ne ispitesc, până la urmă, urmei, mata e de creat și tutunul, de ce l-ai creat? Până la urmă, nu suntem vinovați. Noi, de fapt, dacă ieșiți acum în stradă și întrebați pe oameni, Doamne, nu vrei să te pocăiești? Dar ce să mă pocăiesc, Doamne? Eu sunt un om cum să cade, n-am stricat casa nimănui, n-am dat în cap la nimeni să mă pocăiesc, păi eu nu știu pocăiței voștri, care, lasă, Doamne, că am lucrat eu cu tare, sunt vecin pe scară de bloc, cu tare, ce voi sunteți mai buni? Tendința noastră naturală este să acoperim. Tendința noastră naturală este să minimalizăm, tendința noastră naturală este să ne iertăm pe noi înșine. Deseori când, acum nu prea se mai întâmplă, dar la începutul carierei mele mai vedeam câte o lucrare la câte un student, zic, mă, de ce seamănă lucrarea asta așa de bine cu a colegului și favorita mea? Frate, ai copiat, frate, mi-a alunecat privirea. Vedeți? Când e vorba de păcatele altora, Doamne nenorocit, ai văzut ce a făcut, Doamne? Extraordinar, dar cum a putut? Când e vorba de păcatele noastre, ne iertăm, micșorăm, acoperim, o greșeluță, Doamne, am alunecat. Știți, frate, na, ne pare rău, am alunecat. Când e vorba de păcatele noastre, avem limbaj de chelner. Știți cum vorbesc chelnerii? O pâinică? Un mititel? Deja linguriță și furculiță sunt deja diminutive, șervețel e deja diminutiv. Tot o ciorbică, numai nota este nota mare, dar în rest toate sunt diminutive. Ei, când e vorba la noi,
De ce? Pentru că este ferice să fii iertat, este ferice să fii acoperit, este ferice să nu ți se ia în seamă. Dacă eu mă duc acum spre Oradea și mă oprește poliția într-o localitate și este radar și spune: domnul Cruceru, ați depășit viteza, ați călcat pe linie continuă și trebuie să vă luăm carnetul. Și eu mă uit senin la poliție și zic: domnul poliție, să știți că eu de fapt sunt un om, cum să cad așa în ansamblu, asta e scăpare, am alunecat peste linie. Și să mai știți ceva, să știți că eu de fapt m-am iertat pe mine însumi și mi-am acoperit fără de legea. Să poate așa ceva? Cine poate ierta fără de legea? Cine a dat legea? Cine poate ierta nelegiuirea? Cine a scris legiuirea? Da? De aceea spune psalmistul: ferice de omul căruia, și găsește subiectul, ferice de omul căruia nu-i ține în seamă cine? Domnul. Tu nu te poți ierta singur, tu nu te poți acoperi singur, tu nu poți să dai și să faci clasificări de păcate și păcățele. Frate, asta nu e un păcat, asta e un păcățel. Nu, ai copiat, se numește hoție, de ce ești hoț? Și ceea ce înseamnă pocăință cu adevărat este să spui păcatului pe nume așa cum îi spune Dumnezeu. La curvie îi spui curvie, nu îi spui alunecare, la hoție îi spui hoție, nu îi spui... Eh, frate, am completat, știți, la birou, domnule, am luat acolo și eu o mână de alea, de agrafe, de alea, când trebuie la pungile de acasă, la astea, la... Ce punem prin supă, știți? Acum să știți că ei au bani destui, cei multinaționale. Credeți că în câteva grafe sau acolo la întreprindere, când mi-am pus în câteva șuruburi în acolo, se numește completare, nu-i hoție. Nu, ești hoț. Care e viclenia? Viclenia este a lui Adam, viclenia a fost a lui David, să încerce să dea vina pe ceilalți, viclenia a fost a lui Noah, viclenia a fost a mea întotdeauna când mi-am acoperit păcatele și am crezut că le pot acoperi. Mama a rămas văduvă la 27 de ani, eu aveam, când tatăl meu a fost ucis de forțele securitate, aveam 5 ani și sora mea avea 3 ani și mama ne-a crescut foarte greu. Era în 3 schimburi, lucra asistentă medicală și lucra în 3 schimburi, și aveam gaz, dar mama se temea să ne lase să ne încălzim mâncarea. Când venea ea acasă, din schimbul 1 sau din schimbul 2, ne încălzea mâncarea. În rest, când prindea, și astea se prindea greu în vremea aia, când prindea pufuleți. Lua câte un sac de la mare de pufuleți și îndea pufuleți. Erau sărați, să-ți mai trecea foamea, așa că pe la vârsta de 5, 7, până pe la 8 ani, cred că am mâncat vagoane întregi de pufuleți. Vă pot spune în toate felurile în care se pot mânca, lipiți așa, făcuți bastoane, în absolut toate felurile. Și am observat eu cu sora mea că dacă strivim pungile alea, rezultă un fel de făină de aia galbenă, sărată, care se mănâncă mult mai ușor. Și stăteam așa în pat și zic: băi, dar hai să scurtăm procesul. De ce să tot ne chinuim? Hai să-i dăm prin mașina de tocat carne. Pentru că oricum mașina de tocat carne trebuia scoasă o dată pe lună, pentru că era la rație, știți că era rație de zahăr, rație de făină, de ulei, și o dată pe lună aveam și noi asta de carne. Și atunci am montat mașina așa cum ne-am priceput, sora mea punea pufuleți, eu dădeam la manivelă, până când a început să cam înțepenească. Și atunci, copii, să nu faceți acasă, că vă spun imediat ce se întâmplă. Marea greșeală, am început să pun apă. Când am pus apă, s-a făcut sticlă. Și s-a blocat complet. Ce ne facem acum? Am desfăcut-o frumos, am dat toate vasele și cănele, așa, și am pus-o în spate, și am acoperit. Și după amiaza aceea, când a venit mama din schimbul 2, am fost și ei mai cuminți, totul era ordine, trece o zi, trece două, și să vedeți ce înseamnă conștiința. Când veneam de la școală și mama era în schimbul 2, dădeam din nou toate alea să văd, domne, oare nu s-a reparat singură? Știi că atunci când accidentezi mașina cumnatului seara și te duci a doua zi dimineață, domne, chiar așa de grav, parcă oare nu s-a îndreptat singur, oare din cauza căldurii n-a venit plasticul ăla înapoi? Și vezi că e mai rău. După 5-6 zile am observat că prinde o poșghiță verzuie și după 10 zile a început să pută. A venit mama: mă, ce miroase aici, măi, copii, ce miroase. E, mamă, o fi vreun șoarec, o fi murit acolo în... Până într-o bună zi, când amândoi eram la lecții și am auzit: cine a făcut asta? Ne-am prezentat amândoi la raport și ghiciți ce s-a întâmplat. Păi, lui a venit ideea, ea, sora mea, eu, ea a dat la manivelă.
și așa mai departe. De ce am așteptat? De ce am ascuns? De ce am dat vina unul pe celălalt? Pentru că este ferice de cel cu păcatul acoperit. Este ferice de cel cu fără de legea iertată. Este ferice de cel căruia nu este ținut în seamă nelegiuirea. Numai vedeți, dragii mei, oricât am fi noi de deștepți, oricât am fi noi de discreți, oricât am fi noi de pricepuți și mai ales în, tehnic, în lumea asta a tehnicii de urmărire, a tehnologiei avansate, oricât am fi noi de pricepuți, dacă n-a putut David împăratul să-și acopere păcatul, credeți că am putea noi? Crezi că poți să te ascunzi la nesfârșit? Chiar crezi că poți să împingi la nesfârșit în spate lucru care nu-ți dă pace în fiecare noapte și care îți generează insomnii? Tendința noastră naturală este să acoperim, să minimalizăm și să ne iertăm pe noi înșine. Și să spunem, de fapt nu sunt cel mai rău. De fapt sunt un om cum să cade. Dumnezeu ar trebui să se bucure că m-a creat. Dumnezeu ar trebui să se bucure că din când în când vin și sunt un om religios. Până la urma urmei, am făcut și eu ceva fapte bune, domnul pastor. Am plătit termopanele la clopotniță, am dat la sărași. Să știți că de la fiecare dată când opresc la câte un stop, îi dau ce Dumnezeu nu ține cont, domnule. Uite așa, eu cred că este o balanță așa și faptele mele rele și faptele mele bune. O, dragii mei, ce înșelăciune! Noi, de fapt, suntem într-o infracțiune ontologică. Simplu fapt că existăm este de ajuns pentru Dumnezeu să ne spulbere în mânia Lui. Ce ne face păcatul nou? Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Păcatul te distruge nu numai emoțional. Nu este vorba numai despre faptul că ți se pare cerul închis, ți se pare că totul din partea lui Dumnezeu e tăcere, nu numai emoțional. Păcatul te distruge fizic, fiziologic. Începi să suferi. În urmă cu 6 ani și jumătate am început să lucrez cu minunații mei colegi de la Hospice. Este o organizație, o fundație care se ocupă de bolnavi terminali. Avem în jur de 170-180 de decese anual, împărțiți asta la 52 de săptămâni și obțineți câte decese avem în fiecare săptămână. Și când am făcut școala de capelani, am avut de-a face cu un capelan foarte priceput și cu multă experiență, care ne-a zis câteva lucruri foarte importante. Unul din cele mai importante lucruri este, întotdeauna când mergeți cu echipa medicală și faceți anamneza bolnavului, întorceți-vă în urmă cu 2 sau 3 ani și vedeți ce s-a întâmplat acolo. Întrebați-l pe pacient, ce s-a întâmplat? Pentru că nu întotdeauna cauzele unui cancer, spre exemplu, sau unei leucemii, sunt multiple, pot fi cauze genetice sau de altă natură. Dar uneori, câteodată, cauza poate fi o traumă emoțională imensă. Și descoperi ce s-a întâmplat. Mai nimic, era pandemie, era în 2019. Și totuși, haide să rememorăm ce s-a întâmplat. Da, fiul meu a divorțat. Da, soția mea m-a părăsit. Da, atunci am rămas fără servici și m-am simțit că nu-s bun de nimic. Dar câteodată descoperi lucruri mai adânci. Când spune bolnavul, putem vorbi numai noi doi, pot cei de la echipa medicală să iasă un pic? Și atunci am plec urechea spre gura lui și începe un șuvoi de lucruri greu de ascultat. Și omul el însuși este conștient. Am ajuns în starea asta pentru că mi-am înșelat soția, pentru că am făcut fapte care nu se pot descrie și nu se pot pronunța în fața unui public atât de mare. Și începe câteodată să se cutremure și să plângă. Și uneori Dumnezeu le dă harul pocăinței unora. Dar unii continuă să-și acopere păcatul și păcatul distruge. Păcatul este cel care te face în fiecare noapte să faci cerceafusul și sfoară. Păcatul este cel care te duce la limita disperării și nu te mai poți concentra asupra familiei, nu te mai poți concentra asupra muncii, ești tot timpul apăsat. Și dragul meu, aș vrea să te întreb acum, mai vrei să stai mult în starea aceasta, mai mult de seara asta? Mai vrei să porți povară pe care o poți arunca? Culmea prostiei omenești este să
Știi că poți scăpa de o asemenea povară și să te încăpățânezi, să o duci mai departe. Să știi că poți fi iertat și să refuzi iertarea. Să știi că poți fi eliberat și să refuzi eliberarea. Să știi că poți fi răscumpărat și să refuzi prețul de răscumpărare. Aici este oprirea. Și după ce te lasă Scriptura să cugeți asupra acestor lucruri, psalmistul spune, atunci când n-am mai putut răbda, atunci când mi-am adunat destul de multe nopți nedormite, atunci când am încercat să acopăr în toate felurile și n-am mai putut acoperi, atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. O, și cum o face David? Scrie o cântare, psalmul 51, și o dă la dirijorul de cor și spune, vă rog să luați partitura asta și o cântați la următorul sabat în templu. Și se uită dirijorul de cor peste psalmul 51 și spune, excelența voastră, nu se poate. Vreau să vă dați seama că toți cei care o să fie în templu și toți cei care o să fie pe scări și toți cei care o să-și dea coate și o să spună, păi asta e despre ce s-a întâmplat cu Batșeba și cu Urie și o să ne facem de râs. Păi asta e ideea, a spus David. Păi și tot Ierusalimul o să vă batjocorească. Păi asta e ideea. Și tot Ierusalimul o să vă disprețuiască. Păi asta e ideea. Și toți o să vă batjocorească și o să vă scadă autoritatea. Exact asta e ideea. Cânt acolo. Și cu David de față. Corul cânta, și iartă-mi vina sângelui vărsat. Și David era acolo. Și oamenii se puteau uita la el. Asta e pocăință, dragii mei. Nu a făcut David cu Nathan, auzi, Nathan, deci vrei pocăință? Bun, pocăință. Auzi, uite, hai că mă pocăiesc. Ce vrei să fac? Bun. 20 de Tatăl Nostru și 30 de mătănii și înconjor mănăstirea Necula de 3 ori și ce mai trebuie să mai fac? Auzi, după aia putem să ieșim la o conferință de presă și să spui și tu, uite, împăratul s-a pocăit în fața mea, să știți că e băiat bun de fapt. Nu asta a cerut precedentul împărat, nu asta a cerut Saul. Dăm cinste în fața poporului. Nu. David se confruntă, David se uită în fața poporului și spune ceva ce este extraordinar în slujba catolică, cei care veniți din mediul catolic, este la un moment dat un moment extraordinar în care și preotul și coliturghisitorii, toată congregația spune, din vina mea, din vina mea, din prea mare, vina mea. Asta e pocăință. Nu-i de vină Dumnezeu, nu-ți de vină vecinii, nu-ți de vină cei care te-au împins, nu-i de vină Batșeba, nu-i de vină contextul, nu, din vina mea. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu și urmează oprire. Dragii mei, ce mare binecuvântare este iertarea. Uitați-vă ce spune psalmul, ce spune în Isaia 53. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa disprețuit cât întorteai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși el suferințele noastre le-a purtat. Durerile noastre le-a luat asupra lui. Noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit, dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. De ce să porți și să nu mărturisești? De ce să duci mai departe de seara asta încă o noapte de insomnie? Încă o lună de chin? Încă o lună de dependențe? Încă o lună în care te miști între sevraj și din nou devii dependent și iar sevraj și din nou devii dependent și iar îți promiți de luni mă fac băia bun și de marți nu mai merg în crâjmă și miercuri ești din nou în crâjmă. De ce să te duci în continuare pe acest drum când poți fi eliberat odată pentru totdeauna? Atunci David a rupt-o cu păcatul. Atunci s-a mărturisit păcatul și tu ai iertat vina păcatului meu. Și după aceea urmează oprire, cuget asupra acestui lucru. Cugetă la faptul că există pe cruce un Mântuitor, există la Calvar, cel care îți poate purta păcatul care îți dă ție insomniile de până acum. Da, dragii mei, aceasta este credință. Credință este la fel ca atunci când s-a întâmplat cu șerpii din pustie, când tot poporul era mușcat de șerpi. Și a venit Moise cu soluția și a zis, știți care e soluția? Soluția este ca în ciuda oricărei idei și oricărei legături pe care ați face-o cauză-efect, ideea este că nu există cauză-efect.
mușcați de șerpi și în plină cangrenă, vă uitați la tabla aceea agățată într-un par și dacă te uiți la tabla aceea agățată într-un par, te vei vindeca, se va vindeca rana și vei trăi. Și ce au zis unii? Aia, prostiile lui Moise. Dom'le, sufăr, dar măcar o să mă duc să mor decent. Eu sunt un om școlit, eu sunt un om cu liceu și cu facultate. Să o creadă Moise, cred prostiile lui. Cum să crezi așa ceva? Este ca și cum aș veni eu, mi se defectează mașina și mă duc la nepotul meu, la David Făgădar, cu numărul de înmatriculare și spun, David, tu ești un mecanic bun, domnule. Ia concentrează-te asupra numărului ăsta de înmatriculare și vezi așa, concentrează-te bine. Uită-te tare la el și să repară mașina. Se poate așa ceva? Nu se poate. Păi dacă nu se poate, noi suntem oameni educați. Noi știm că totul funcționează cauză-efect. Adică te-ai rănit, este o rană despicată, trebuie să coși, să pui alifie, să nu se infecteze și te-ai vindecat. Cum adică să crezi că ești mușcat și o travă este în corpul tău, te uiți acolo și te-ai vindecat. Dragii mei, toate păcatele și problemele noastre, divorțul în care tocmai ești implicat acum, răzvrătirea copiilor pe care o suportăm pe pielea noastră, problemele tale adânci de sănătate mentală care te-au dus aproape de frângerea minții din cauza duplicității în care ai trăit până acum, toate au legătură cu ceva ce s-a întâmplat acum 2000 de ani pe dealul Golgotei, cu acel evreu de 33 de ani care a fost ucis nevinovat și care a fost om Dumnezeu și Dumnezeu om. Și a murit pentru mine și pentru tine. Și tot ce ai de făcut este să-i mărturisești lui Dumnezeu starea ta. Dacă te-ai apucat să-ți faci inventarul păcatelor, sunt mai multe ca nisipul mării. Ce le interesează pe Dumnezeu acum, și de asta ești aici, pentru că ai o frământare, probabil, ai și tu nopți nedormite ca și mine, din pricina păcatului tău, să vii și să spui, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, ai milă de mine, păcătosul. Vedeți? Nu iartă-mi cu tare și cu tare păcat. Astăzi a fost cina Domnului. Noi în Bisericile Baptiste așa obișnuim o dată pe lună să avem cina Domnului. Și câteodată, acum nu mai aud rugăciunea aia, dar câteodată, când eram mai ales păstor tânăr, auzeam câte o rugăciune de felul acesta. Doamne Dumnezeule, dacă cumva în luna asta te-am supărat, ne rugăm să ne ierți. Dar în principiu, presupoziția era că nu te-am supărat. Un proverb evreiesc spune, dacă ai o conștiință curată, probabil ai o memorie foarte proastă. Nu există capacitate umană de a memora toate lucrurile și chiar dacă am putea să mărturisim toate lucrurile, sunt lucruri despre care nici măcar nu știm că sunt ofensă înaintea lui Dumnezeu și totuși noi îl ofensăm pe Dumnezeu. De aceea, când ne ducem înaintea lui Dumnezeu, noi nu ne ducem cu o listă de păcate, cu un inventar de păcate, noi ne ducem cu starea noastră de oameni ratați. Nu suntem ceea ce ar trebui să fim, suntem păcătoși și pentru că suntem păcătoși, de aceea păcătuim. După oprirea aceasta spune, de aceea orice om evlavios să se roage ție la vreme potrivită. Care e vremea potrivită pentru pocăință? Păi dacă am văzut că păcatul te omoară, fizic, biologic, te chinuie, dacă am văzut că te torturează, care e vremea potrivită? Tu când ai vrea să sfârșești o tortură? Dacă te doare măseaua tare și a ajuns la nerv, nu e așa că stai, înduri, dar zici, domnule, cred că mi-ar place ca încă vreo lună de zile să stau așa. Mai dăm cu apă, mai dăm cu uleiuri, mai dăm, aia cu uleiuri îmi place foarte mult, da? Dăm cu uleiuri, mai bem niște ganoderma, poate trece. Nu, te duci, pui mâna pe telefon, vezi în Timișoara unde sunt urgențe, domnul doctor, faceți ce o face, îl scoate-mă, scoate-mi, domnule. Sunt gata să sufăr acum ca să rezolvăm problema. Nu așa ar trebui să fie și cu păcatul? Dar se pare că nu te doare destul. Se pare că unii se complac în această stare. De aceea orice om evlavios să se roage ție la vremea potrivită. Și ce se întâmplă acum este extraordinar. Și chiar de s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge deloc. Păi de ce? Iată ce s-a întâmplat. Păi n-am stabilit deja și n-am văzut că mâna ta apăsa asupra mea? În momentul când David a venit la Dumnezeu și a rezolvat problema, mâna asta care a apăsat s-a făcut căuș. Mâna care o zdrobea s-a făcut cârlig. Ci că tu mă scoți din necaz.
Și tu mă înconjori cu cântări de izbăvire. Mie asta mi se pare extraordinar. Nu, nu vi se pare? Uitați-vă ce spune Isaia în capitolul 59. Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare ca să audă, ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru și păcatele voastre vă ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte. Mâna lui nu e prea scurtă. Mâna lui se poate transforma din mână care apasă în mână care ridică, din mână care zdrobește în mână care te înconjoară cu cântări de izbăvire. Tu mă înconjori cântări de izbăvire și aici din nou este o oprire. Dragul meu, te întreb în seara asta, cum ai vrea să fie mâna lui Dumnezeu pentru tine? O mână care te apasă prin conștiință? O mână care te zdrobește și te frământă în continuare? Sau o mână care te ridică, te pune pe roata olarului și începe să te modeleze într-un vas frumos? O, da, pocăința nu este ușoară. Pentru cei care aveți drum în Bucovina, vă sugerez să treceți pe la margine. La margine este un atelier de olărit. Și se poate vedea, intrați acolo și se poate vedea. Înainte aveau și un program pentru copii, puteai să duci copii și pentru 10-20 de lei le dădea voie să joace și ei cu lut. Acum nu te mai lasă, dar puteți să vă uitați. Am cronometrat într-un minut și 20 de secunde a făcut un vas olarul. Dar știți cu ce a început? A luat bucata aia de lut și l-a tuflit pe roata olarului și a început să bage deștele în el. Și să bage unghiile în el. Și dacă lutul acela ar fi avut glas, ar fi zis, da, lasă-mă în pace, dar ce mă chinui așa? Și după aceea l-a ridicat, și după aceea l-a modelat, și după aceea a luat un fel de bisturiu și a început să facă modele. Și după aceea i-a făcut o coadă frumoasă. Și după aceea a luat ața, a tăiat și l-a pus frumos pe raft. Ăsta este Dumnezeu nostru. Și știți ce urmează după aceea, după ce te pocăiești? După ce te-a ridicat și te-a modelat și te-a făcut frumos, te bagă în cuptor ca să te coci. Aș fi un ticălos, mi-aș încălca deontologia profesională dacă v-aș spune veniți să vă pocăiți, că e extraordinar. Veniți să vă pocăiți, că începe de aici din bine în mai bine și Dumnezeu vă umple și buzunarele și Dumnezeu o să vă vindece și coșurile și zgrăbunțele și tot ce o să fiți sănătoși așa și o să mergeți din tinerețe în tinerețe și din ce în ce mai bine. Asta este Evanghelia prosperității, noi nu predicăm de la amvoanele noastre așa ceva. Nu, pocăința este ea. Cine vrea să vină după mine să-și ia, și crucea era un instrument de tortură. Nu era o cruciuliță pe care o puneai ca pandant la gât, ci era un instrument de tortură. De aceea pocăința costă. Dar ești alături de Dumnezeu. Dumnezeu vine și cu mâna lui îl ridică pe David și după aceea, după ultima oprire, este ceva și mai frumos. Mie asta mi se pare cea mai frumoasă parte a psalmului. După ce David vorbește, ar fi foarte fain, știți cum, mi-am adus aminte astăzi de o vorbă, ce bine ar fi să fie bine și nu fie rău. A spus o celebritate în viață. Ferice de cel cu fără de legea iertată, și așa începe așa, cu afirmații de astea, cu sofisme. Ferice de cel cu fără de legea, ce bine ar fi să fie așa. Ferice de cel cu fără, ce bine ar fi să fie așa. Ferice de... Și după ce se apropie, zice, eu am păcătuit. Și după ce zice, eu am mărturisit. Și după ce zice, bine ar fi ca omul evlavios să roage la ție la vreme potrivită, se întâmplă ceva. Și cortina se trage și auzim, eu. Și începe să vorbească Dumnezeu. Păi ăsta e cel mai extraordinar lucru. Când începe să-i vorbească din nou Dumnezeu lui David. Ce frumos. Când începe să se restaureze relația și cerul care era de aramă se desface și Dumnezeu vine la întâlnire și nu vine oricum. Aici sunt cei patru pași pe care orice pedagog ar trebui să-i învețe, pentru că El este Tatăl nostru cel din ceruri și zice, eu te voi învăța. Și spune, David, ai ratat rău, ai făcut-o vorba voastră a ciobanilor de oaie, dar haideți să te învăț eu. Zice, eu te voi învăța. Și începe să-l învețe teoretic, și începe să-l învețe. Și el mă călăuzește pe cărări drepte din pricina numelui său. Dar nu, după aia vine de la catedră și zice, îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Vedeți, Dumnezeu este un pedagog desăvârșit. După ce se restaurează relația cu el, vine și zice, hai să te învăț și ți este cel mai mare învățător și profesor și după aceea coboară lângă tine și îți arată cum să faci. Când a fost o anumită doamnă ministra învățământului, unul dintre regretele pe care le-am avut este că s-au desființat școlile profesionale. Era un lucru minunat. În școala profesională, maestru,
îți arăta și țin minte tot timpul. Mi-a cerut, crucerule, domnul Paraschiv, crucerule, ia dă de alta, domn. Și eu am venit cu ascuțișul spre el. Ea întinde palma. Poc, 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 trei dălți la palmă. Niciodată să nu mai dai de alta cu ascuțișul, de alta să dă întotdeauna cu ascuțișul spre tine și cu mânerul spre cel care îi dai. Credeți că am mai uitat? Ce? Mi-a arătat. Știți cum e aia? Ți arăt eu ție. Da? Dar nu numai, Dumnezeu ne arată cu dragoste. Păi dacă tații și-ar lua în serios rolul, dacă noi ne-am luat în serios rolul, că să le arătăm copiilor cum să pune o priză, ar ști sărmanii să pună o priză și n-ar scuipa o peretele după 10 minute să se agățe, să stea așa suspendată în fire. Pentru că îi arăți și asta face Dumnezeu. Hai să-ți arăt și după aceea vine și te ia pe după umăr ca un prieten și zice, eu zice Domnul, te voi învăța, îți voi arăta pe aia care trebuie să urmezi, te voi sfătui. Sunt câteva săptămâni de când am recitat de Crăciun, minunat sfetnic, minunat sfătuitor. Credeți că este un alt sfătuitor mai grozav decât cel care te-a creat? Decât cel care ți-a rodit ADN-ul? Credeți că este mai minunat sfătuitor decât cel care ți-a numărat astăzi în pieptăn, ți-au rămas probabil câteva fire de păr? Nu le-ai numărat, dar este cineva care le-a numărat, este El. Credeți că este mai minunat sfătuitor pentru viață, cum să o trăiești, decât cel care, despre care spune Psalmul 139, m-ai plămădit într-un chip atât de minunat, încă din pântecele Maicii. Toate zilele mele au fost scrise în cartea ta mai înainte să fi fost vreuna dintre ele. Dragii mei, ce oportunitate avem noi. Zilele acestea am scris un text despre cea mai ratată ocazie a evanghelicilor. Noi evanghelicii, noi credem că noi nu avem nevoie să mergem la popa să mijlocească pentru noi. Noi nu avem nevoie să-i spunem lui și el să-i spună lui Dumnezeu. Noi nu avem nevoie să aducem la biserică, să plătim câte o chitanță și să pună el cererile pentru noi. Noi nu avem nevoie să punem acatiste. Noi credem că noi putem să vorbim direct cu Dumnezeu. Așa că în fiecare dimineață ne sculăm la 5:30-6 și imaginați-vă că Domnul Iisus Hristos stă în sufragerie și ne așteaptă cu Biblia deschisă, pe masă. Orice evanghelic ar trebui să aibă Biblia deschisă pe masă în sufragerie. Și Domnul Iisus e acolo. Zice, crucerule, ce faci? Marius, pleci? Doamne Iisuse, copiii la școală trebuie întârzi, dar vin eu și vorbim. Vorbim noi doi, că așa am învățat. Vorbim noi doi în răcoarea dimineții. Vin la... Doamne Iisuse, trebuie să tai lemne, trebuie să pregătesc focul, trebuie să fac una alta. Am niște proiecte, am niște deadlines, trebuie să fac ceva urgent. Dar lasă că vin la prânz. La prânz, când e pauza de prânz, stăm împreună cu soția și stăm toți trei de vorbă. Știți cum? Lasă că vin diseară. Diseară e ora 7. Doamne Iisuse, trebuie să mă uit, uite, vezi, știrile și niște talk show-uri și dacă nu mă uit eu ce se întâmplă în războiul din Ucraina, eu nu o să știe ce să facă. Sunt tot felul de crize mondiale care trebuie rezolvate și eu dacă mă uit acolo, ăștia o să știe, domnule, ce trebuie să facă, așa că stai un pic. Păi cum să mă rog eu, trebuie să mă rog informat la matare, așa că stai că mă uit și după aceea discutăm, după ce vedem amândoi programul. Și după aceea seara, auzi, ne-a spus un frate, Doamne Iisuse, că nu prea contează poziția în care ne închinăm, așa că matale accept, știi? Uite așa, stau ca mortul. Mă uit în sus și, Doamne Iisuse, îți mulțumesc, visuri frumoase, mai bine spui îngerașul meu, măcar e coerent, decât să băigui așa. Și asta zi de zi, vă înțelegeți, noi care credem, și noi credem că este de o teorie cu care noi ne mândrim, că noi avem acces oricând, de oriunde, din pijamale, de la UPU, din atelier, de la catedră, din mașină singură avem acces oriunde, de oriunde, oricând, în orice postură, avem acces în marea sala tronului. Știți care este problema? Marea sala tronului lui Dumnezeu este cam goală, pentru câți pocăiți ar putea să intre acolo. Și putem intra toți odată. Dacă ar trebui, de exemplu, să mă duc în audiență la una din marile personalități ale lumii, de exemplu la Elon Musk, ar trebui să aștept vreo 3 ani, probabil, până face el timp. Dacă ar trebui să mă duc la Papa de la Roma, probabil vreo 2 ani. Dacă ar trebui să mă duc la președintele Iohannis, spre exemplu, trebuie să aștept să termine sezonul de schi. Dacă mă duc în altă parte, tot ar trebui. La primarul din Oradea poate ar trebui vreo 3 săptămâni. La primarul din Sânt Martin, unde locuiesc, poate vreo 3 zile. Tot ar trebui să aștept. Dar la Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților, acces direct. Uite, acum mă sui în mașină și încep să mă rog unde? Cu Creatorul Universului,
James Webb, acest telescop care a fost lansat acum, nu poate vedea toate lumile și toate planetele și toate galaxiile pe care el le va fi creat. Și niciodată nu le va vedea, pentru că dacă admitem că Universul este în expansiune, să presupunem, atunci se tot depărtează de noi. Și niciodată nu vom cunoaște tot ce a creat Dumnezeu. Ce minunată ocazie! De asta se bucură David. Oh, sunt un nenorocit, sunt un păcătos, am sânge vărsat, sunt un criminal, dar pot vorbi cu Dumnezeu. Asta nu mi-o poate lua nimeni. Înțelegeți, dragii mei? Și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Când am început școala în clasa 1, mama m-a dus prima dată până în clasă și m-a predat învățătoarei. A doua zi m-a dus până la poarta școlii. A treia zi m-a trecut trecerea de pietoni. A patra zi m-a condus până jos la bloc și după aia următoarele zile se uita de sus, de la etajul 4, de pe balcon, și mă urmărea până mă pierdea din priviri. De ce? Pentru că avea grijă de mamă. Uite, așa se uită Dumnezeu după urma ta. Și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Dragii mei, când ne-au murit copiii, când ne-au murit cei dragi, când am avut încercări grele, să știți că Dumnezeu n-a stat închis în cerurile Lui undeva departe acolo și n-a ținut cont de noi, ci s-a uitat asupra noastră. Și ne-am fi pierdut mințile azi, și ne-am fi pierdut credința, și ne-am fi pierdut speranța și nădejdea întâlnirii cu cei dragi, dacă Dumnezeu n-ar fi privit asupra noastră și nu ne-ar fi vorbit încă o dată și încă o dată și dacă nu ne-ar fi mângâiat. O, cei care nu-L aveți pe Dumnezeu, nu știți ce pierdeți. O, cei care nu vorbiți cu Dumnezeu, nu știți ce dulceața părtășiei pierdeți. Și pocăiții care sunt pocăiți doar de duminica și care zic, Doamne, Tu rămâi acolo, Doamne, arestat la biserica aceea, lasă că vine o duminica la matale, dacă vine vreun predicator de ăsta și dă pe noi, Doamne, dă pe noi să ne păcăim și ne face niște nenorociți și niște păcătoși, ne place, că după aia de luni o luăm din nou și trăim ca păgânii, de luni, marți, miercuri, joi, vineri, până sâmbătă, și duminică venim din nou la biciuit și după aia. Dar știi ce? Ne place că ne întâlnim cu matale acolo. Nu ne deranja, Doamne, nu veni. Ce, chiar vrei să ai privirea îndreptată asupra matrapazlâcurilor noastre, aranjamentelor noastre, șmecheriilor noastre și vieților noastre? Chiar vrei să fii implicat în toate? Da, vrea Dumnezeu să fie cu noi în fiecare zi. Și voi fi cu voi până la sfârșitul veacurilor. Aceasta este pocăința adevărată. Și aceasta a experimentat David. Vedeți de ce a fost David, criminalul și curvarul ăsta, un om după inima lui Dumnezeu? Pentru că a știut să stea de vorbă cu Dumnezeu. După ce s-a făcut de râs public, după ce a tras draperiile de peste viața lui și a zis, ăsta sunt, a venit și în fața lui Dumnezeu și spune, Doamne, ăsta sunt, ce folos ai dacă mă ucizi? Ce folos ai dacă mă pui în groapă? Ce folos ai? Și a cântat psalmii înaintea lui Dumnezeu, lasă-mă să trăiesc și îți voi lăuda numele. Și după aceea spune, nu fiți ca un cal sau ca un catâr fără pricepere pe care sunești cu un fruș și o zăbală care ilegi ca să nu se apropie de tine. Nu o lua în afara ritmului lui Dumnezeu, nici prea repede, nici nu te tragi înapoi. Și comentează, finalmente, de multe dureri are parte cel rău, dar cel ce se încrede în Domnul este înconjurat cu îndurarea Lui. Neprihăniților, pardon, excelența voastră, păi am stabilit deja că sunteți un ticălos, neprihăniților. Știți ce face Dumnezeu Tatăl acum? Se uită pe pământ în Timișoara, la Biserica Poarta Cerului, și îl întreabă pe Fiul Său, pe Iisus Hristos, unde-i crucerul? Păi, Tată, predică acolo Evanghelia pe care am încredințat-o. E un nenorocit, e o scârbă, e un păcătos. Vreau să-l distrug în mânia mea chiar acum, Tată. Ia uite-te încă o dată la el și la toți ăia de acolo. Ia uite-te încă o dată prin găurile din palma mea. Ce vezi? Mă uit, fiul meu. Știi ce văd? Sfinți. Sfinții lui Dumnezeu care sunteți în Efes. Sfinții lui Dumnezeu care sunt în Corint. Și după aceea îi corectează Apostolul Pavel. Și prin Domnul Iisus Hristos spune același apostol, viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos ne cocoloșește în brațele Lui, ne ia în brațele Lui și spune, Doamne, acum dă! Și Domnul a dat în El, ca să nu mai dea noi. Și Domnul a răstignit pe El, ca să nu ne răstignească pe noi.
Și Domnul s-a revărsat și mânia lui s-a revărsat pe el. De aceea noi putem să strigăm împreună cu David: neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și veseliți-vă. O, nu este altă pierdere mare a evanghelicilor, este lipsa bucuriei. Dragii mei, este nepermis, indiferent prin ce vei fi trecut în viață. Povesteam fraților că în 2013 a fost cel mai greu an din viața noastră, la 7 săptămâni, cu o ritmicitate îngrozitoare, deja mă uitam pe calendar, încă un sicriu în viața noastră, încă un sicriu, încă un sicriu, și s-a apropiat tot mai mult de noi. Indiferent prin ce vei fi trecut în viață, niciun creștin nu are scuze pentru a fi acru, amărât, încruntat, conflictual, tot timpul pus pe jigniri și conflicte. Pentru că roada Duhului Sfânt este, spuneți-mi asta, dragostea și după aceea ce urmează? Bucuria. Păi dacă ai Duhul Sfânt, ai bucurie. Dacă n-ai bucurie, n-ai Duhul Sfânt. Dacă nu ai Duhul Sfânt, nu ești mântuit. Cum poți să te consideri creștin fără să fii bucuros? Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul. O, cât a pierdut David. Când a venit Nathan la el, i-a spus: Excelența voastră, vă spun o poveste. Om bogat, om sărac. Era un om bogat care avea turme. Și era un om sărac care locuia lângă el și avea o singură mielușea. Și la omul bogat au venit niște oaspeți. Și omul bogat a venit la omul sărac și a luat mielușeaua și a făcut o friptură și și-a hrănit oaspeții. Ticălosul ăsta, ce merită, împărate? Pua, tulburătoare poveste. De 4 ori să dea. Știți cât a dat David? 4 copii. A suferit enorm. Și-a văzut fiica violată, bagiocorită, și-a văzut un băiat, cel mai frumos băiat pe care l-a avut, spânzurat cu părul într-un copac. Și cel care l-a învățat scrimă, și cel care l-a învățat să tragă cu arcul, n-a tras de la distanță. S-a dus Ioab și l-a ținut de spate și că i-a înfipt 3 săgeți în inimă și i-a înfipt săgețile acelea, uistându-se la grimasele morții lui. Asta a trăit David. O, dragii mei, câtă suferință! Și totuși David spune: neprihăniților, bucurați-vă, bucurați-vă de nepoți, da? Bucurați-vă de copii, da? Nepoții vor uita numărul tău de telefon, copiii se vor muta de lângă tine, bucurați-vă de soț, de soție, într-o bună zi vei rămâne văduv, văduvă, bucurați-vă de averi, s-ar putea să piardă într-o zi, bucurați-vă de ce? Singurul care rămâne același era și în veci, singurul care este pricina bucuriei noastre, permanente, pure și puternice, este Dumnezeu însuși. Atunci când ai pierdut totul și îți rămâne Dumnezeu, atunci îți dai seama că singura bucurie demnă de orice încântare și orice veselie sufletească este numai Dumnezeu însuși. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul, veseliți-vă, scoateți strigăte de bucurie toți cei cu inima fără prihană. Ce turnură a luat psalmul ăsta. Cum a început? Cu o mână care apasă, cu o mână care zdrobește, cu o mână care sfârtecă. Și cum se sfârșește? Neprihăniților, bucurați-vă întotdeauna în Domnul. Am văzut, dragii mei, în seara aceasta, ce facem noi în mod natural, firesc, cu păcatul. Tindem să acoperim, tindem să ne iertăm, tindem să minimalizăm, să nu luăm în seamă. Dacă faci așa cu păcatul, păcatul este ca o cangrenă. Încearcă la ceva care se cangrenează să nu bagi în seamă. Încearcă să nu dai atenție și îți va distruge viața și îți va lua viața biologică. Cine face păcatul nouă, ne distruge. Ce ar trebui să facem cu păcatul? Să-l mărturisim. Ce se întâmplă după ce îl mărturisim? Mâna care apasă devine mâna care ridică. Și ce se întâmplă în relația noastră cu Dumnezeu după ce mărturisim păcatul și mâna lui Dumnezeu a spart zidul de despărțire și ne-a apucat de mână și ne ia în brațe? Dumnezeu începe să ne vorbească din nou. Dumnezeu stă de vorbă cu noi pentru că ne-a schimbat starea. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. În urmă cu 37 de ani, eram într-o duminică după amiază ca asta. Niciodată nu m-am îndoit că Dumnezeu există. Niciodată. Dar eram certat cu Dumnezeu. Dacă ar fi căpătat Dumnezeu trup și ar fi avut gulere, l-aș fi luat de guler să-L întreb de ce a fost nedrept, de ce atâta suferință, de ce maică mea se chinuie la 27 de ani, de ce tatăl meu a fost ucis și aveam o grămadă de întrebări. Aș fi vrut să mă lupt cu Dumnezeu ca Iacov Israel.
Și în după amiaza aceea, de seară, aveam gânduri negre și i-am zis lui Dumnezeu, auzi, îți mai dau șansă să-mi vorbești o singură dată. Dacă ai nevoie de mine, mă păstrez, dacă nu, mă duc. Și am luat Biblia și am deschis-o, cum n-am mai făcut nici până atunci, nici de atunci încolo. Am deschis-o pe undeva pe la mijlocul Bibliei și am citit următoarele cuvinte. Învățăturile tale sunt drepte pe vecie, dă-mi pricepere ca să trăiesc. Te chem din toată inima mea, ascultă-mă, Doamne, ca să păzesc orânduirile tale. Te chem, mântuiește-mă, ca să păzesc învățăturile tale. În momentul ăla a început să se moaie gheața din sufletul meu. Am citit psalmul până la capăt, am citit din nou și din nou și știți că psalmul 119 este cel mai lung capitol din Scriptură. Și în 3 săptămâni am citit Biblia de la un cap la altul. Știți care a fost primul lucru care s-a întâmplat în viața mea? La vârsta de 5 ani v-a spus că tatăl meu a fost ucis. La vârsta de 10 ani s-a întâmplat ceva oribil. Când aveam 10 ani și eram la biserică, a venit, hai să spunem, un frate. Era membru în biserică, dar nu-i pot spune frate după ce a făcut. M-a luat așa pe după umeri, copil fiind, și a zis, măi copile, știi, îl vezi pe ăla în haină de piele de acolo care stă la ușă? Ăla este unul dintre cei care au participat la uciderea tatălui tău. Din momentul acela, de la vârsta de 10 ani, pentru mine s-a încheiat copilăria. De ce? Pentru că un copil care urăște nu mai este copil. Copiii nu urăsc. Copiii sunt răi, dar nu urăsc. Casă se bat în curtea blocului și mâine sunt cei mai buni prieteni. Dar eu am început să urăsc. Și ura este ca o cangrenă care îți mănâncă sufletul încet, încet. Și am început să urăsc în așa fel încât am ajuns patologic să urăsc. În clasa a 6-a, a 7-a, era să ajungă în școala de corecție și dacă nu era Dumnezeu să-i dea sănătate, doamna Silvia Durnea, care a chemat-o pe mama la școală și a zis, păcat de băiatul ăsta că învață bine, salvați-l cumva, faceți cumva să nu ajungă în școala de corecție, că ajungă în școala de corecție și după aia ajunge în pușcărie. Și într-adevăr, toată gașca mea de atunci, majoritatea au ajuns în școala de corecție, unii nici nu mai sunt în viața astăzi, că au ajuns în pușcărie și de acolo au murit. Și în după amiaza aceea de duminică, primul lucru pe care mi l-a luat Dumnezeu de pe suflet a fost amărăciunea, ura, dorința de răzbunare. Următoarea duminică m-am dus la biserică și l-am văzut din nou pe acel om. Dar era atât de mare aglomerație în biserică, erau oameni și pe interval, cum era la biserica din Iași atunci, și mi-am făcut loc prin lume și m-am alergat spre el. L-a văzut că alerg spre el și s-a depărtat și nu l-am mai văzut niciodată. Dar am vrut neapărat să-l întâlnesc, să-i spun atât. Dragul meu, te iubesc, te-am iertat pentru că Domnul m-a iubit și Domnul m-a iertat. Pentru că sunt un om nou. Dragii mei, cel mai mare cadou pe care ți-l poate da Dumnezeu după mântuire este bucuria mântuirii. Psalmul 51 spune așa de frumos. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Și sprijinirea și mă cu un duc de bunăvoință, atunci voi învăța căile tale pe cei ce le calcă și păcătoșii se vor întoarce la tine. Dragii mei, păcatul distruge, păcatul este devastator. Dacă este un astfel de păcat în viața ta și îl ții cocoloșit, ascuns și cangrenează viața ta, chiar dacă ești botezat, nu contează că ești botezat, nu contează că ai o zi în care te-ai întors la Domnul și te-ai botezat și toți ceilalți cred că ești un membru de încredere și sănătos în biserică. Dacă ai o asemenea viață duplicitară, astăzi seară este momentul în care poți aduce viața ta duplicitară cu adevărul lui Dumnezeu și să lași lumina lui Dumnezeu să strălucească peste întunericul vieții tale. Și doar atât trebuie să faci, să vii la crucea Domnului Iisus și spui, Doamne, sunt un păcătos, iartă-mă. Nu mai purta păcatul care te chinuie în continuare. Dacă nu te-ai întâlnit până acum cu Domnul Iisus Hristos, trebuie să vii înaintea Lui și să renunți la orgoliu tău și la pretențiile tale de om, de persoană cum se cade, de femeie respectabilă, de om respectabil, și să, de bărbat respectabil și să spui, Doamne, sunt un nenorocit fără Tine, ai milă de mine, păcătosul. Aceasta este eticheta corectă. Timp de 20 de ani am dat cina, am luat cina și pentru că astăzi a fost ziua cinei, împreună cu fratele păstor care ne-a dat cina, m-am cercetat așa cum spune Scriptura, fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Și m-am cercetat. Și ce crezi că ai și la cercetare? Vrednic sau nevrednic? Nevrednic.
Și după ce am pus eticheta nevrednic, a venit Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, a smuls-o și a zis, prin sângele Domnului Iisus Hristos ești neprihănit, vrednic, veniți binecuvântații Tatălui. Și atunci am venit înaintea Domnului și am mulțumit iarăși pentru bucuria mântuirii. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul. Iar cei care nu aveți bucuria mântuirii, mă rog ca Dumnezeu să vă dea în seara aceasta și nu mai târziu bucuria mântuirii. Dacă nu te-ai hotărât în seara aceasta să-L urmezi pe Domnul, dacă nu te-ai hotărât în seara aceasta să o rupi cu păcatul, găsește undeva în seara asta o cameră aia neîncălzită sau ieși în curte, ieși în frigul ăsta de afară și minte-ți să vă limpezi. Și vin înaintea lui Dumnezeu și pornind de la aceste cuvinte, ce îmi face păcatul mie și ce ar trebui să fac cu păcatul? Acum știi ce trebuie să faci cu păcatul. Mărturisește-l și Domnul va veni cu mâna Lui care te apasă. Mâna Lui se va face cârlig, mâna Lui se va face căuș și mâna Lui te va ridica și te va izbeni. Mâna Lui nu este prea scurtă ca să te ajungă și pe tine. Vei încerca să fugi de El? Psalmul 139 spune, și de-aș fugi la marginea mării și de m-aș duce în locuința morților. Mâna Lui te ajunge și acolo. Nu poți fugi de mâna lui Dumnezeu. Nu este mai bine să te întorci cu fața spre El, să te confrunți astăzi cu El? Dumnezeu să-ți dea această înțelepciune și lumină, să accepți chemarea Lui în seara aceasta. Amin.